Am văzut și am auzit mai multe profeții cu privire la anul 2019, cum că anul 2019 va fi un an binecuvântat, va fi un an cu trezire spirituală, va fi un an cu revărsare a Duhului Sfânt, va fi un an prosper, va fi un an bun și așa mai departe. Alte profeții în care spun că anul 2019 va fi un an plin de imoralitate sexuală, va fi un an plin de necredință, va fi un an în care oamenii din ce în ce mai mult vor alege lumea în loc să-L aleagă pe Dumnezeu și înclin să cred că aici ne îndreptăm. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu, oare când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ? Se referă la faptul că va mai găsi El oameni ca o să-L caute cu adevărat? Dar dacă vrei să vezi o trezire spirituală în comunitatea în care ești, dacă vrei să vezi trezire spirituală în orașul, în județul în care ești, nu vei vedea până nu vei ieși din zona ta de confort. Dacă vrei să vezi trezire spirituală, trebuie să ieși afară, trebuie să începi să spui oameni despre Hristos. Dacă vei sta în fotoliul tău în fața televizorului așteptând să vină trezirea spirituală în oraș, nu o vei vedea. Dacă vrei să vezi trezire spirituală, trezește-te din somnul în care poate ești acum și spune oameni despre Hristos, spune vestea bună. Nu fi egoist, pentru că dacă ești egoist, nu știu dacă vei ajunge și tu în ceruri. Vestea bună pe care ai auzit-o, viața care ai primit-o în Hristos, împărtășește-o și la ceilalți. Împărtășește-o cu vecinii tăi, împărtășește-o cu prietenii tăi, cu colegii tăi de muncă, împărtășește-o prin media, indiferent de metodele cum vrei să împărtășești această veste bună, dar fă-o, pentru că vei fi tras odată la răspundere dacă nu vei face acest lucru. Spune cuvântul Dumnezeu că noi trebuie să fim lucrători împreună cu Hristos. Dacă vrem să vedem o trezire spirituală, Dumnezeu va lucra, dar El nu va lucra dacă noi stăm și nu facem nimic. Spune cuvântul Dumnezeu, iată secerișul, dar lucrătorii sunt puțini. Deci trebuie să secerișul este gata, oamenii sunt gata să-L primească pe Hristos, dar oare sunt lucrători îndeajuns ca să predice, să propovăduiască cuvântul Dumnezeu și să aducă vestea bună celor care nu-L cunosc pe Hristos? Așa că, indiferent de cost, te încurajez, dacă vrei să vezi o trezire spirituală în anul 2019, ieși din zona ta de confort și spune oamenilor despre Hristos. Ieși din zona ta de confort și indiferent de cost, indiferent de prigoniri, indiferent că oamenii te vor scuipa, că te vor calomnia, că vor spune în ziua de astăzi, tu încă mai predici Biblia aceea care este o carte scrisă de nu știu cine. Da, în ziua de astăzi fii un om care propovăduiește cu Dumnezeu, care proclamă pe Hristos ca Domn și Mântuitor, care propovăduiește pe Iisus ca Domn și Mântuitor oamenilor. Și cine vrea să asculte bine, cine nu, nu. Dar cel puțin tu trebuie să arunci sămânța, pentru că spune cum Dumnezeu unii seamănă, alții udă, dar Domnul este Cel care face ca să crească. Domnul nu va putea să facă să crească dacă cineva n-a semănat sau dacă cineva nu a udat acea sămânță. Așa că dacă vrei să vezi trezire spirituală, din nou, m-am repetat de foarte multe ori, dar este foarte important, ieși din zona de confort. Spune oamenii despre Iisus în 2019, nu sta nepăsător, pentru că anul 2019 nu va fi un an cu așa de mare trezire spirituală dacă noi stăm și nu facem nimic, dacă suntem leneși, dacă stăm pe tușă. Din cauza că oamenii tot mai mult acceptă păcatul, oamenii tot mai mult caută plăcerile trupului, oamenii tot mai mult caută să și țin cont de firea pământească ca să trezească poftele, să trăiască în tot felul de păcate care nu sunt după placul lui Dumnezeu. De aceea mergi și spune oamenii despre Hristos, despre vestea bună. Spune oamenii că Iisus Hristos a venit ca să ia păcatele lumii, să ia păcatele lor, ca ei să nu mai ajungă și spre pierzare. Oamenii trebuie să mărturisească pe Iisus ca Domn și Mântuitor cu gura lor, nu părinții, nu nașul, nu vecinul, nu preotul, ci omul trebuie să mărturisească pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața lor și din toată inima să creadă că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, apoi să încheie o legământ cu El. Acel botez care reprezintă o moarte, moartea față de lume și înviere față de Hristos, pentru că spune cuvântul Dumnezeu că prin botez noi am murit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu Hristos, deci ne asemănăm cu Hristos printr-o moarte asemenea cu El. Deci, în momentul în care ai intrat în apă, înseamnă scufundare sau moarte, da? Ai murit față de lume și ai înviat față de Hristos. Dacă cineva vrea să aibă viață cu Hristos, trebuie să moară pentru această lume și să
față de această lume, față de păcat și să învie față de Hristos. Așa că, din nou, vrei să vezi trezire spirituală? Ești din zona de confort. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă doresc un an binecuvântat. Vă doresc un an plin de binecuvântări cerești și pământești. Shalom!